E frumos să asculți mesajul Evangheliei. De fapt, ce este Evanghelia? Ce este Evanghelia? Vestea bună. Sunteți siguri de asta? Sunteți siguri de asta? N-ați mai răspuns cu atâta convingere. Știți de ce vă întreb și de ce am ales subiectul acesta, vestea bună sau puncte? Pentru că am întâlnit din ce în ce mai mult în locul Evangheliei tot felul de mesaje din astea contondente, dure, care în locul mesajului mântuirii aduc o mulțime de năzbâtii și de exagerări a unor elemente care sunt reale în parte, dar care sunt prea accentuate și schimbă Evanghelia din vestea cea bună în sperietoarea cea bună, în alarmismul cel bun, în teroarea cea bună. Permiteți-mi jocul ăsta de cuvinte. Ori dacă stăm să mutăm accentul conținutului Evangheliei de pe vestea bună pe un decor pe care Hristos îl descrie, iese cu totul altceva. Și o să vă dau doar câteva exemple din lingvistică. Atunci când muți accentul, se înțelege cu totul altceva. Spunem acu, forma populară, sau acu. Este cu totul altceva, nu? Unul spune că e vorba de un ac, iar celălalt spune că e vorba de momentul de acum. Ochii sau ok. Am schimbat doar accentul. Exact același cuvânt, aceleași litere, am schimbat accentul. Copii sau copii. Exact același scris, da, aceleași litere, am mutat doar accentul. Păi și ce dacă? Că tot Evanghelie e, nu? În momentul când accentuezi anumite lucruri mai mult, ai stricat Evanghelia. În Sfânta Carte a lui Dumnezeu este adevărat că Domnul Hristos pune accentul pe vestea bună a mântuirii și întotdeauna când întâlniți lucrarea Domnului Hristos descrisă în Evanghelii, găsești speranță, găsești exuberanță, găsești fericire, găsești acele schimbări ale vieților. În momentul când oamenii veneau în contact cu Iisus, se întâmpla ceva pozitiv. Singurii pe care i-a mustrat aspru au fost farisei și cărturari. Dar nu pentru că îi ura sau că avea ceva cu ei, ca să se trezească. Pentru că ei trăiau într-o lume a lor iluzorie și au construit un paradis al lor legalist din care nu mai ieșeau. Și ca să-i șocheze, le-a transmis aceste mesaje mai dure. Dar Evanghelia este eminamente pozitivă. Uitați-vă când veneau păcătoșii la Iisus Hristos. Nu spunea, stai. Nu. Păi ce, așa ușor crezi că se ia mântuirea? No, lista cu păcate. Ia uite, 1, 2, 3, 4. După aia, kitul de teologie. Punctul 1, 2, 3, 4. Dacă nu ai învățat pe astea, salutare, s-a terminat. Și până când nu-mi demonstrezi mie că te-ai schimbat, n-are rost să vii la mine. Cam asta facem noi. Și prin mesaj și prin atitudine. Ori la Domnul Hristos găsim cu totul și cu totul altceva. Zice, veniți la mine toți cei sfinți și fără pată și vă voi da raiul meu. Așa spune chemarea lui Hristos? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și în felul ăsta veți vedea că jugul meu este bun. Și sarcina mea este grea. Frate, e greu să fii mântuit. E greu. Nu, zice, este ușor. De ce? Pentru că mântuirea este dată de Dumnezeu. Este un dar al Lui. Ce-am mai văzut, încă de când eram copil, mergeam la seriile de evangelizare. Ne plăcea foarte mult să mergem. Că era zăpadă, că era gheață, că n-aveam mașină. Ne buluceam să mergem la evangelizări. Și unele aspecte erau frumoase, dar de multe ori veneam întristat acasă și speriat. De ce? Pentru că am auzit niște mesaje din alea tari, care în inima mea de copil aduceau multă teamă. Se vorbea de persecuții, de groază, de fiare, de balauri. Și mergeam speriat acasă. Bă, dacă nu mă pocăiesc în seara asta și dacă cumva vine mâine Domnul și se închide harul, adio mântuire.
Și unii aveau darul să apese atât de tare pe accelerația asta, încât pur și simplu te simțeai îngrozit. Dar mai trecea o zi, mai treceau două, să mai atenua puțin din efectul ăsta și ziceai, mă, parcă e faină viața. Parcă n-aș vrea să se termine. Parcă bucuriile astea vieții nu sunt chiar atât de păcătoase și mi-ar plăcea să trăiesc și viața asta, să fiu și mântuit, dar nu se poate una fără alta, că așa ne-a spus acolo, ori, ori. Și având mesajul ăsta în doi peri, mulți dintre noi am crescut ca niște frustrați și ca nefericiți. Și am învățat să fim duplicitari și cu alții și cu noi înșine. Știți mesajul ăla din Cartea Judecătorii? În vremea aia nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Și oamenii au început să adapteze mesajul lui Dumnezeu, astfel încât să fie bine și cu Dumnezeu, să fie bine și cu ei înșiși și cu ceilalți. Însă, Evanghelia rămâne vestea bună a mântuirii. Este locul de refugiu, este cetatea de scăpare, este ultimul loc în care ajungi și Dumnezeu, în loc să-ți dea un bing, să te duci pe spate, așa cum facem cei mai mulți, spune, bine că ai venit la mine. Aici ai ajuns, este casa lui Dumnezeu, este ultima ta scăpare, bine ai venit acasă. Fiul risipitor, toate pildele care îi recuperează pe toți păcătoși și pe toți rătăciții din lumea aceasta, se duc la Dumnezeu, primesc Evanghelia ca ultimă speranță. Și noi știți ce facem cu oamenii ăștia care vin ca ultimă speranță la noi? Le spune, stai, na. Vrei mântuire? Condițiile. Nu merge așa cum vrei tu. Timpii, dovezile, să arăți că te-ai schimbat, că te-ai deparazitat, că ești imun la toate astea. Și după aia s-ar putea să nu se știe. Dar vezi că dacă nu te grăbești suficient de tare, s-ar putea să închidă harul. Și dacă te prinde Dumnezeu cu un pas încoace sau doar cu jumate și aici e închidere harul, salut, s-a dus, la revedere, mântuire, nu mai. Sunteți familiar cu astfel de evanghelii? Din păcate, am luat niște adevăruri din Sfânta Scriptură și le-am exagerat atât de tare încât oamenii când aude pocăințe de Evanghelie li groază. Doamne ferește, lasă-mă în pace. Mi-aduc aminte vis-a-vis de asta. Eram pastor în județul Bihor și era o comunitate foarte micuță la Bicaciu. Era o grupă. Media de vârstă era undeva la 75 de ani. Da? Deci vă imaginați. Era o comunitate în toată regula. Erau vreo 5 oameni acolo și cel mai tânăr avea undeva la 70 de ani. Da? Restul 75, 73, 80, 85, era o soră. Și am zis, fraților, vreau să facem o evanghelizare. La care frații au zis, Doamne ferește, frate! Dar am zis, dar ce s-a întâmplat? Și unul dintre ei, fratele Giurca, așa îi zicea porecla lui, zice, frate, dacă faci evanghelizare, nu cumva să predici din profeții. Dar am zis, dar de ce? Că astea sunt o veste bună. Nu, frate, să spun ce am pățit la ultima evanghelizare. A venit un frate, pastor, nu dau numele, și zice, ne-a proiectat pe păreți numai balauri și drași și fiare, cu coarne, zice de acolo. Și ne-a spăriat atâta de tare și oamenii din sat au zis, frate, dacă mai predici din astea, noi nu mai venim, că visăm noaptea urât. Și asta așa am analizat și am zis, bă, dar oare n-au dreptate oamenii ăștia? Am luat niște detalii din decor și am făcut din ele întreaga piesă de teatru. Asta e Evanghelia, dar nu asta e Evanghelia. Asta e doar o informare pe care o face Domnul Hristos, pentru că atunci când se întâmplă evenimentele astea, să știi și să nu-ți pierzi credința. Dar Evanghelia este vestea bună a mântuirii, este despre Iisus Hristos, este despre iertarea păcatelor, este despre faptul că Dumnezeu te primește așa cum ești când vii la El, despre asta e Evanghelia. Însă noi am mutat accentul și am zis, băi, parcă și asta e. Și dă bine când vrei mai ales să controlezi sau să manipulezi pe cineva. Oho, păi când îi bagi o chestie din asta cu închiderea harului și cu faptul că vine Domnul curând, mi-aduc aminte de tot de un coleg pastor care când avea nevoie de bani pentru departamentul lui,
mergea la un frate din ăsta care era mai avut și zicea: frate, iubești tu pe Domnul? Știi că toate lucrurile astea vor pieri și vor arde și uite, cine își adună comori în cer? Și na, omul mai manipulat, mai forțat, mai de teamă, mai scăpa câte 1000 de euro, mai scăpa câte 2000 de euro și lucrarea Domnului mergea înainte, știi? Dar asta și mă întreb așa, oare putem folosi în felul ăsta Evanghelia, adică să scoatem din vestea bună un fel de mesaj al manipulării prin care să îi facem pe oameni să dea, pentru că dacă dai, se adună sus. Și știți mesajul din Evul Mediu, în momentul când zornăie banii în fundul cutiei, sufletul și ia zborul din purgatoriu, știi? Și se duce direct în rai. Și să știți că și protestanții au dezvoltat același sistem, în altă variantă, dar este același. Și noi avem tăișurile noastre, cu închiderea harului, cu judecata, și nu zic că nu sunt adevărate unele dintre ele. Altele sunt folclorizate. Am luat de aici și am scos cu totul altceva. Însă, accentul mutat în altă parte dă o cu totul și cu totul altă Evanghelie. Haideți să vedem cum arătau mesajele Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de Evanghelie. Și aș dori doar să spicuiesc câteva lucruri. Cuvântarea de pe munte, fericirile. Oamenii adunați din toate părțile, veniți acolo să-L asculte pe mântuitorul ăsta misterios, pe învățătorul ăsta galilean, care le zice foarte bine. Bă, cărturarii și farisei, reguli, pași, numără-i, fă, e păcat, nu-i păcat, mântuirea e, nu e. Și ăsta, veniți la mine, am venit să mântuiesc lumea, nu să judec lumea. Și mesaje din astea care să aduc speranță. Fericirile aduc această speranță într-o lume înrobită și obosită și descurajată. Și spune aici, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și zice legalistul, s-o crezi tu? Ferice de cei săraci în duh, că trebuie să fie și mai săraci în duh, ca să arate lui Dumnezeu că ei sunt săraci în duh. Apoi zice, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Da, așa trebuie, asta e starea de spirit, așa trebuie să te găsească Domnul, pe genunchi. Mi-aduc aminte... Murise o fată în accident, era singurul copil la părinți și primul lucru care au fost întrebați părinții de niște legaliști, cum a murit? Cum a fost relația ei cu Dumnezeu? Cum a fost în ultima vreme? Se ruga, mergea la biserică, citea Biblia și am zis, cât de nenorociți suntem. Pe lângă că oamenii ăia sunt rupți în suflet și în ziua de astăzi, pentru că și-au pierdut singurul copil, tu mai vii să-i apeși copilul sau nu fiu oare mântuit? Dai treaba ta asta? Să întrebi cum a murit ca să poți să dai tu niște prognosticuri acolo, o fi sau nu fi mântuită? Ferice de cei trebuie să plângă și mai mult, că așa trebuie să ne găsească Domnul, plângând pe calea strâmtă, făcând rugăciuni. Cine ne-a învățat pe noi Evanghelia asta? Și ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânși însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Nu, trebuie să fii tot timpul mai flămân, mai flămân. Și acolo să mai adaugi încă o regulă, încă o regulă, încă o regulă. Dar Hristos zice nu. Aduc pace, aduc liniște, aduc speranță, aduc mângâiere. Ferice de cei prigoniți, da, o să vină mamă și niște prigoane. Și mai au unii talent din ăștia, unii televangeliști foarte cunoscuți. Băi, au inventat ăștia de la Vatican, mașini de scos, unghiile, buncăre în care te persecută și exagerează acolo. Dar știți că sunt foarte cunoscuți. Unul dintre ei ne-a prezis când eram la seminar că vine Domnul maxim 5 ani. Și dacă l-aș întâlni, acum îmi spune, ești cel mai mare mincinos. A zis-o cu fixare de dată. Maxim 5 ani și vine Domnul. Și noi tremuram atunci, Doamne, și venea cu niște date din astea și cu niște exagerări. Și au trecut ăia 5 ani, au trecut și 10 ani, au trecut și 12 ani și nu s-a întâmplat. Și întrebarea mea este, oare ăsta trebuie să fie mesajul nostru? Ferice de cei prigoniți, zice Domnul Hristos, chiar dacă ești ocărât sau prigonit, tu vei avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în momentul când oamenii spun lucruri rele și neadevărate împotriva ta,
bucură-te, pentru că așa s-a întâmplat cu toți oamenii mari, cu toți oamenii lui Dumnezeu. Este speranță, este Evanghelie. Dacă ne gândim la momentele acelea în care Domnul Hristos descrie evenimentele finale din Evanghelia după Luca 21, da? Vorbește acolo de semne, în lună, în soare, oamenii își vor da sufletul de groază și zici, vezi? No, asta e Evanghelia, asta trebuie predicat, frate. Ăsta e mesajul nostru fals. Nu ăsta este mesajul nostru. Mesajul nostru este să aducem speranță oamenilor când ei sunt disperați. Ăsta este mesajul nostru. Când îl vezi că începe să se plângă, vai, aia și cealaltă și cealaltă, băi, stai un pic, că noi avem speranță. Și chiar asta spune Domnul Hristos, că oamenii își vor da sufletul de groază, dar zice, voi, când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, ce să faceți? Să începeți să tremurați, să vă clănțene dinții și să vă fie fric, nu? Ca să fiți pregătiți. Că dacă cumva ai zâmbit după ce s-a închis harul, gata, te-ai dus. Trebuie să-ți fie numai fața palidă și numai așa. Când vor începe să se întâmple, versetul 28, aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. E un cu totul și cu totul alt accent. Chiar dacă lucrurile astea se întâmplă, dar focusul meu nu este pe lucrurile negative, focusul meu este pe speranță, pe mântuire, pe eliberarea pe care o aduce Dumnezeu. Apoi, dacă ne uităm tot în Evanghelia după Luca, exact declarația mesianică a Domnului Hristos, după ce a venit din pustie, a fost ispitit de diavolul, a postit, s-a rugat acolo și după aceea a venit să transmită un mesaj lumii. Și acum imaginați-vă, Iisus din postura asta de schimnic, de călugăr, am putea spune, nu? 40 de zile post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Acum trebuie să vină cu o față din aia lungă și acră și încruntată și să le spună, bă, până când nu sunteți ca mine, nici să nu aveți speranță la mântuire. La revedere! Dar deși vine după 40 de zile de post și rugăciune, mesajul lui este unul cu totul și cu totul pozitiv. Fiți atenți! Evanghelia după Luca, la capitolul 4, începând la versetul 16. A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. Obiceiuri, tradiții, se citea Tora în fiecare sabat. Iisus s-a conformat, ok, nicio problemă, citim, e cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce iese de aici este cu totul altceva, unde pui accentul și cum interpretezi, că asta schimbă tot. I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Fiți atenți, declarația mesianică. Ce înseamnă Evanghelia? Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Wow! Parcă te liniștești, nu? Când auzi mesajul ăsta. Nimic de sperietoare, de... Nu! Pentru că asta este Evanghelia. Propovăduiesc săracilor Evanghelia, dau drumul celor apăsați, dezleg orice fel de lanțuri și vestesc anul de îndurare al Domnului. Și a zis, astăzi s-au împlinit cuvintele astea. Și parcă-i văd pe ăștia, au început acolo, dar cine-i, dar nu-i ăsta feciorul lui Iosif, dar cum vorbește el așa, auzi mă, păi dar nu, ăștia ne spun numai de reguli și de tot felul de pași numărați, de canoane. Și le-a dat câteva exemple. Și după aia au vrut să-l arunce de pe sprânceana muntelui. De ce? Pentru că este foarte convenabilă această evanghelie manipulativă. Această evanghelie dură, care îi ține pe oameni în frică și care îi controlează. Și în momentul când rostește evanghelia adevărată din partea lui Dumnezeu și oamenii sunt eliberați și văd că e vorba de fericire, văd că e vorba de speranță, văd că e vorba de veste bună, văd că e vorba de mântuire, că este pentru ei, despre ei, pentru ei. Păi și cum? Cum să mai faci ordine, frate?
prea. Însă Iisus n-a avut niciodată problemele astea. Pentru că El n-a venit să-i controleze pe oameni, a venit să-i mântuiască pe oameni. Și atunci când ai o motivație nobilă, nu mai ții cu dinții să-i controlezi pe oameni, chiar cu Evanghelia. Și le dai vestea bună. Uite, avem vestea bună a mântuirii. Iisus a venit să vestească anul de îndurare, să aducă iertare, să aducă speranță, fericire. Și veneau păcătoși și cei mai mari, veneau curvele, veneau vame și veneau cei mai mari păcătoși. Bă, zice, așa ceva n-am mai auzit. Ăștia tot caută să ne deparadiziteze, să ne bage în canoane, să ne pună etichete în frunte. Ăsta nimic. Și cu toate astea, ca un paradox, oamenii, pentru că erau iubiți de Dumnezeu, fără să-i întrebe nimic, fără să le spună nimic, Zacheu, Doamne, dacă am năpăstuit de 4 ori, dau înapoi. I-a zis Hristos așa ceva? Nu i-a zis. Doar i-a zis, uite, și tu ești un fiu al lui Avram, ești iertat, te primesc. Și ca o reacție la generozitatea lui Dumnezeu, omul zice, Doamne, dar mi-e rușine mie de bunătatea ta. Cum să mai fac eu treaba asta? Uite, știu că fiecare știm ce greșim și ce păcătuim. Doamne, pentru bunătatea ta, nu pot să nu mă păcătuiesc, să nu mă pocăiesc. N-am cum să nu reacționez pozitiv. Pentru că omul se deschide la iubire. Însă în momentul în care tot îl cioplești și îl ameninți și îl înfrici, în momentul ăla omul ori devine un panicat, ori devine un șmecher și un om duplicitar. Zice, zic ca tine și fac tot ca mine. Vis-a-vis de portretul ăsta hidos pe care îl produce Evanghelia asta stricată, am scris o poezie, care este o ironie. Am intitulat-o Sfinții. Și zice așa. Să vedem dacă ne regăsim aici sau nu. Cu fețe lungi și palide ca lumânarea, pășesc domol, sfioș și plin de teamă, cu cap în jos bătătorind cărarea, un șir de sfinți ce par a fi făcuți de o mamă. Limbaj de lemn și cântece pătrate, un singur ton și o gândire pentru toți, o uniformă și o bonetă le sunt date, așa cum se cuvine la ne toți. Ei nu se abat de la ce au zis, în ordine și în canoane tâmpe, toți mediocri păzitori de paradis care veghează ca binele să se întâmple. Nu prea contează ce au în cap, atâta vreme cât nu deranjează. Problemele țâșnesc doar când apar cei fără nimb, cu mintea trează. Viețile lor plictisitoare, până când apare o nouă bârfă sau gâlceavă, și atunci se animă într-un gând, golind întreaga pungă cu o travă. Pe un singur drum, neted și îngust, mărșăluiesc în linie doar sfinții, spre raiul lor fără de rost, unde la fel s-or sfâșia cu dinții. Cam asta este portretul oamenilor produși de această evanghelie contundentă, tăioasă, care îi înfrică pe oameni, învață să fie niște fățarnici. Dar Dumnezeu nu are nevoie de fățărnicii și de aparențe. Are nevoie de autenticitate, are nevoie de inima noastră, are nevoie de fericire, are nevoie să fim convinși că facem lucrul ăsta din inimă, nu că suntem forțați de cineva. Îmi place foarte mult că Domnul Hristos ne-a adus această veste bună. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Dacă Evanghelia nu are caracteristicile acestea, înseamnă că ceva este stricat acolo. Și oamenii ori vor deveni fățarnici, ori se vor teme de moarte, ori vor deveni cinici. Mi-aduc aminte, citeam seriile astea cu copii, povestirile din aventurile lui Huckleberry Finn. Am început să le citesc ca să le stârnesc gustul ăsta de lectură și acolo am găsit o povestire foarte tare care ilustrează
atitudinea oamenilor mai sceptici și mai zeflemiști față de Evanghelia asta care-i tot cioplește. Erau două surori de corp, una rămăsese văduvă și cealaltă era fată bătrână. Foarte pioase, foarte evlavioase și l-au înfiat pe Huckleberry Finn. Ăsta era un derbedeu. Și el avea ca prieten pe Tom Sawyer. Ăsta iară era mai derbedeu decât el și încercau să-l pocăiască, să nu mai fumeze, să nu mai facă aia și să-i spună poveștile cu Moise. Și la un moment dat întreabă Huckleberry Finn, dar zice, Moise ăsta mai trăiește? Și zice, nu, păi și ce-mi vorbești mie despre morți, că nu mă interesează. Da, dar uite, vezi că e în Biblie, și ce dacă e în Biblie? Păi dacă nu citești Biblia, o să mergi și o să arzi în iad. Auzi? Dar în iad o să fie Tom Sawyer. Nu, zice, cum să fie derbedeul ăla? Păi atunci nu vreau să merg, pentru că ăla e prietenul meu cel mai bun. Dar voi o să fiți în rai? Da. Păi atunci sigur nu vreau să merg, că nu vreau să mă dădăciți o veșnicie. Înțelegeți? Deci, până la urmă, oamenii găsesc portițe pentru că starea noastră naturală a sufletului este fericirea. Noi suntem făcuți pentru fericire, pentru zâmbet, ca să fim liberi. Și momentul în care ești prins tot timpul în canoanele astea, reacția este cum să scapi. Bun, mă duc la biserică, o fac și pe asta, citesc și Biblia, mă și rog dacă e nevoie. Dar știți cum era? Mai de mult, după toate astea, trebuie să mai și eliberez undeva. Ori mă duc și mănânc de crap frigiderul, ori unii se duc la cârciumă să-mi bată, că s-au duhovnicit acum, s-au spovedit și după aia dă-i să meargă, nu? Să se elibereze, să fie fericiți. De ce? Pentru că noi am denaturat Evanghelia. Și atunci oamenii găsesc nefericirea necesară, în ghilimele, la biserică, și fericirea nenecesară pentru mântuire, dar bună pentru trup și suflet, în altă parte. Însă Dumnezeu nu ne-a învățat așa. Pentru că Evanghelia înseamnă fericire, înseamnă libertate, înseamnă acea pace sufletească pe care o găsești. Când citești Evangheliile de la cap la coadă, pe lângă mesajul lui Hristos, care este foarte direct, vezi acea libertate, vezi acea iubire a lui Dumnezeu și vezi acea acceptare a Lui. Ăsta este mesajul general. Și după ce citești, zici, wow, Doamne, îți mulțumesc pentru că mă primești și pe mine, așa cum sunt, cu bune, cu rele, că nu mă tot cioplește așa. Și când mai găsesc acolo câte un verset de care mă mai zgârii, zic, Doamne, pentru că mă iubești atât de mult, hai că îmi dau seama că aici n-am făcut bine. De ce? Pentru că Dumnezeu mă iubește și pentru că Dumnezeu vrea să mă schimb, dar nu cu forța, ci pentru că așa îmi doresc în inima mea. Dacă citiți cartea Apocalipsei, vedeți acolo oameni care laudă pe Dumnezeu și îngeri care laudă pe Dumnezeu. Sunt 7 scene liturgice în care oamenii și îngerii dau slavă lui Dumnezeu pentru că a Lui este mântuirea și judecata și toate astea. Și noi am luat toate astea și ne-am fixat pe balauri și pe fiare. Asta e Evanghelia. Și oamenii zic, lasă-ne, ciudație, lasă-i în pace, dă-le pace. Dă-le pace. Știau peste picior. De ce? Pentru că n-au nevoie de așa ceva. Și cei drept, nu avem nevoie de așa ceva. E mare, mare greșeală să confunzi harta cu locul în sine. Da? Deci, mamă, uite, am dat cu capul de New York, dar tu ești în România. Nu, e o hartă, e o imagine de ansamblu. Și Dumnezeu a zis, uite, vă pun în față harta. Și atunci când se întâmplă lucrurile astea, să știți, să nu vă pierdeți credința. Veți trece și prin necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, ca în alergarea noastră pe acest pământ să fim fericiți și să căutăm partea bună a lucrurilor. Să nu ne facem viața mai grea decât este. Că nu-i nicio virtute în asta. În a-ți da bice pe spinare și în a te chinui singur, în a te autoflagela. Nu-i nicio virtute în chestia asta. În fariseism, în regulile astea tâmpe, nu-i nicio virtute. Și Dumnezeu nu o să-ți dea bile în plus, să spună, vai, Doamne, îți mai dau încă o stea sau două în coroană că te-ai chinuit. Nu! Dacă viața este, hai să o luăm așa cum este
și să facem frumoasă. Pentru că Evanghelia aduce speranță, aduce bucurie, aduce pace, care trec dincolo de lumea aceasta și sărută lumea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim niște oameni fericiți și împliniți. Amin.